20 de ani de activitate, mi-am propus să nu zic nimic din amintirile mele, dar nu pot. Imaginați-vă că am fost la slujbe din 2003, 5.000 de zile aproximativ, Cu a avut aproape 1.000 de repetiții, fanfara se apropie și ea de 1.000 și putem continua. Mi-am că într-o duminică seara a parcat lângă benzineria Mol cu mers pe Albini un Mercedes negru Cobra. Mi-a deschis ușa. E undeva prin februarie 2003 -a. Am urcat, am simțit o onoare adâncă să urc în mașina acestui bărbat și mi-am dat seama atunci ce important e ca slujitor să bagi în seamă un tânăr neînsemnat. Era pastorul Nelu Verș care mi-a zis, Caleb, să știi că în inima Clujului nu se termina anul ăsta până nu deschidem o biserică pe strada Scorțarelor, aproape de voi acolo pe București. E un moment în care mi-amintesc de situațiile favorabile și pozitive în care slujitorii de atunci, după nu pot să nu-l amintesc pe pastorul Pavel Sâmbrean, care întotdeauna ne dea credit și vrând nevrând am slujit, am încercat să slujim de cele mai multe ori, că nu întotdeauna ne-a ieșit. Nu pot să uit momentul de duminică ziara când, după campanie de evangelizare în 2005, biserica era cu sufletul la gură, era arhiplină și aștepta un pastor, nimeni nu știa cine e. Fratele Pavel s-a dus, era, am observat foarte, foarte îngândurat, n-ajunge pastorul, unde e? Un pastor îmbrăcat într-un costum vernil, era așezat la mijlocul clădirii pe strada Scorțarilor, era pastorul care avea să devină pastorul coordonator, fratele Vasile să bine govindeze. Nu i ce a predicat, a predicat din Genesa, băieții aceștia s-au făcut mari și uitați-vă că au trecut 20 de ani. De atunci Dumnezeu pe toți ne-a format, am crescut împreună, ne-a ajutat, a fost cu noi, ne-a ascultat rugăciunile, ne-a vindecat bolile, ne-a iertat păcatele. Nu pot să nu citesc un verset care potrivește prea bine cu noi și cu această atmosferă de sărbătoare. Este chiar din același capitol de unde s-a citit de la primul moment al acestei dimineți. Trecuse destulă vreme când, din ziua când fusese pus chivotul în Betania, în Rimă. Trecuseră 20 de ani. Un samel 7 cu 2. Atunci, toată casa lui Israel, toată Betania a plâns. E un moment festiv în care ar trebui să zâmbești, să te bucuri, să ai un zâmbet pe față, să ai bucurie. Dar e un moment în care lacrimile se scurg, pentru că ne dăm seama că 20 de ani Dumnezeu a fost cu brațul întins peste noi. Am văzut puterea lui Dumnezeu în momente grele, momente dificile când ne-am condus pe ultimul drum pe cei dragi, pe unii dintre ei. Niciodată nu ne-a părăsit Dumnezeu, în cei 20 de ani a fost cu noi. Indiferent ce a zis Cluj, au fost momente în care Cluj a zis Betania se sfărâmă. Uitați-vă că Betania a rămas în picioare, pentru că biserica aceasta este săpată în palmele Marelui Rege Iisus Hristos. Foarte interesant e mesajul pe care l-am primit, e următorul de ce să plângi la 20 de ani de la înființare. De ce plângi după ce au trecut 20 de ani? De ce nu te bucuri? De ce după ce trecuseră 20 de ani de când fusese pus chivotul în chiria de anim, au început să se scurgă lacrimi pe ochii tuturor? Plângeau copiii, plângeau adolescenții, plângeau tinerii, plângeau bărbații în toată firea, plângeau femeile lor, plângeau toți, toată casa lui Israel. De ce să plângem? Pe lângă faptul că plângem pentru că ne vedem așa de mici, lângă un Dumnezeu așa de mare. Ne uităm în istorie și fiecare depânăm amintirile noastre, fiecare botezul lui, 423 de oameni care s-au întâlnit cu Isus Hristos și care pe durata acestor 20 de ani i-au spus lui Isus Hristos, tu ești mântuitorul meu personal, în baptisterul de pe apoi în baptisterul acesta, 423 de oameni, majoritatea dintre noi, i-am zis lui Hristos că-L iubim și că o să-L urmăm toată viața noastră, indiferent prin ce trecem. De ce plângem? Pentru că ne amintim de acea protecție pe care ne-a arătat-o Dumnezeu, ziua și seara, dimineața și miezul nopții, când nu mai aveam nicio perspectivă. Am venit la biserică, spre exemplu, într-o marți seara, când nimeni nu era invitat și la Betania era prezent Hristos o cântare ne-a atins, un vers ne-a binecuvântat, o repetiție ne-a marcat. De ce? Pentru că aici, în toată lucrarea, cel mai important este Domnul Isus Hristos. Este Domnul Isus Hristos. Cine e de acord să zică zlăudat să fie Domnul, să zică amin, slăvit să fie Domnul. De ce plângem la 20 de ani? De ce a plâns casa lui Israel când basără 20 de ani de la înființare, 20 de ani de la momentul în care chivotul și-a așezat reședința în spațiul numit Chiriat Iarim? De ce să plângem acum, într-un moment festiv, când ar trebui să ne bucurăm? În primul rând, plânsul ăsta înseamnă părăsirea poverilor adunate în timp. Vrei, nu vrei, viața îți adună poveri, vrei, nu vrei, situațiile prin care treci, vrei, nu vrei, accidentele care apar, vrei, nu vrei, incidentele care sunt, frecușurile dintre oameni, situațiile conflictuale, chiar bucurile uneori negestionate corect adună poveri. Ascultați și spune cuvântul Domnului, capitolul 7, versetul 3. Samuel a zis întregii case a lui Israel, dacă din toată inima voastră vă întoarceți la Domnul, scoateți din mijlocul vostru Dumnezei străini și astarteile. Există poveri care vrei, nu vrei, le aduni. Există resentimente pe care le poți aduna în saci inimitale, în acele zone ascunse, neobservate. Există lucruri pe care ți le pui peste tine, peste sufletul tău. Există lucruri pe care le aduni în timp, din neatenție. Cum eram acum 20 de ani? Nu așa că eram mai simpli? Nu așa că uneori eram mai rugativ? Nu întotdeauna, dar eram mai simpli. Eram mai mulțumiți. Mai ușor de mulțumit. Eram gata să fim dispuși să ne sacrificăm. Și în continuare suntem. Nu vreau să las o blamă pe prezent. Să vreau să vă spun că dacă ne uităm în istorie, fiecare, dacă se uită la momentul în care s-a întâlnit cu Isus Hristos, la momentul în care a intrat în parteneriat etern cu Marele Rege Isus Hristos, la momentul în care a intrat în dragostea din tâi, altfel ne rugam, așa, -i, unii dintre noi. Altfel cântam unii dintre noi, cântăm extraordinar și acum, dar vă rog frumos să realizăm că în timp există riscul acesta să adunăm peste noi, să punem peste noi, să luăm din lumea aceasta. Biserica trebuie să rămână a lui Isus Hristos. Biserica este stâlpul și temelia adevărului în lume. Biserica se bazează pe cartea aceasta, Biblia, indiferent ce se va întâmpla peste Mapamon și peste România. Eu cred că Betania rămâne în picioare. Betania va rămâne în picioare până la răpie Și ne crede că a mine să ridice o mână sus Aleluia lui Dumnezeu Pentru că Dumnezeu luptă pentru biserica aceasta Satan a avut să o sfărâmițe Satan a vrut să o atace A atacat-o chiar, dar n-a învins-o am uitat la niște poze. Nu în 2020 dacă ne gândim, ce freamă, ce situații dificile. Au încercat sistemele să ne blocheze, să nu intrăm în clădire. Și când s-au dat legile, am ieșit bluc am ieșit în curtea bisericii. Nimeni nu ne poate opri pentru că noi nu suntem de pe pământ. Noi trăim pentru cer. Noi trăim pentru gloria lui Dumnezeu. Viața noastră bate pentru Domnul. Pe noi ne interesează împărăția lui Dumnezeu. Oamenii buni, nu trăim pentru lumea asta. Într-o zi nu vom fi doar oale și ulcele. Într-o zi vom merge cu sufletul și cu Duhul nostru, împreună cu trupul glorificat, în prezența lui Dumnezeu. Pentru asta cântăm, pentru asta predicăm, pentru asta venim la biserică. Și cine crede ca mine să zică, lăudați să fie Isus, lăudați să fie Domnul Isus Hristos. Părăsește poverile inutile. descarcă în fața lui Dumnezeu în momente sărbătoare, scoate afară toți Dumnezeii străini. Orice lucru care se interpune între viața ta spirituală curată și Dumnezeul puternic și sfânt. De ce plângem la 20 de ani de la înființare? De ce au plâns evrei? Pentru că se predau plenar, pentru că ne predăm plenar. Slujiți numai lui. Ascultați ce zice versetul 4: Și copiii lui Israel au scos din mijlocul lor balii și a Și următoarea propoziție este extraordinară. Și a slujit, au slujit numai Domnului a mers cu Dumnezeu 20 de ani mai mult, Dumnezeu a mers cu noi, ne-a băgat în seamă Dumnezeu. A pus Dumnezeu valoare pe noi, a fost interesat Dumnezeu de noi. Uitați-vă, ce am fi fost noi dacă nu era Dumnezeu? Doar că nu exista clădirea aceasta atât de frumoasă și de binecuvântată, cu un confort deosebit. Dar mulți dintre noi nu mai eram pe calea mântuirii. Cineva a fost de partea noastră. Într-un moment în care punem o piatră de hotară și zicem, e până aici Dumnezeu ne-a ajutat, e momentul să zicem, de azi vom fi mai predați Domnului. De azi mai mulți prezenți la repetiții de cor mixt, mai mulți prezenți la repetiții de fanfară, mai mulți prezenți la corul bărbătesc, mai mulți prezenți la cântare, mai mulți prezenți la școala duminicală, mai mulți prezenți la tineret, mai mulți prezenți la fiecare slujbă, marți, vineri, duminică dimineața, duminică seara. De ce? E un moment în care ne rededicăm lui Dumnezeu. E momentul în care îi spunem Domnului, Doamne, dacă am avut scăzăminte, falimente, căderi, dacă n-am mers chiar așa pe mijlocul cărărilor neprionirii, este dimineața în care atunci când ne amintim că 20 de ani ai fost cu noi, 20 de ani de purtare de grijă, 20 de ani de protecție, 20 de ani de siguranță, ne responsabilizează, ne obligă în dimineața aceasta să spunem, noi o să-L iubim pe Iisus Hristos mai mult, cine vrea. Aleluia Domnului Iisus Hristos! Noi o să venim mai des la biserică, cine zice amin? Noi o să fim mai aproape de Biblie, noi vom citi mai mult Scriptura, noi ne vom ruga mai mult, noi vom posti mai mult, vrem să ne predăm lui Dumnezeu cu toată ființa noastră. Aici sunt prezente persoane care nu au pe Domnul Iisus Hristos ca mântuitor personal. În dimineața aceasta să rămână înscris pe agenda lor spirituală. La 20 de ani de la înființarea Bisericii Betania mi-am predat viața Domnului. L-am proclamat pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor. 20 de ani de purtare de grijă. Poate ai văzut în casa ta chivotul 20 de ani. 20 de ani a stat chivotul în casă lui Abinadab pe deal. Și Ahio nu-i schimbat. Și Uza nu-i transformat. 20 de ani să ai oameni care se roagă în fiecare dimineață. 20 de ani să-l vezi pe tata cum se ridică înainte să servească orice fel de masă și să zică, mulțumim pentru ce ne-ai pus pe masă, Doamne. Mulțumim pentru protecția Ta. Mulțumim că ne păzești dimineața și seara. Mulțumim că ești cu noi în momente crân, crâncene și critice, Dar în momente de bucurie rămâi cu noi. 20 de ani, Ahio și Uza n-au reacționat. Când Eliazar, băiatul mai mic, i-a spus lui Dumnezeu, Eu rămân dedicat, ție, Doamne, și voi fi de partea Ta. Poate ai în casa Ta persoane care l-au ignorat pe Dumnezeu, poate mai mult de 20 de ani. Mă rog Duhului Sfânt să-i cerceteze, să intre cu o prezență supranaturală la nivelul minții, la nivelul inimii, să le convertească viața și să trăiască cu Dumnezeu de azi. Pentru că la 20 de ani de ce plângem? Pentru că privim la promisiunile lui Dumnezeu. Ascultați ce zice cuvântul Domnului. Dacă vă luați la o parte și dacă părăsiți bagajele sau poverile interzise, dacă vă predați plenar înspre Dumnezeu, ascultați ce promite Dumnezeu prin profetul Samuel în ultima propoziție din versetul 3. Și El, adică Dumnezeu, vă va izbăvi din mâna filistenilor s-au strâns, s-au mărturisit păcatele, s-au predat lui Dumnezeu, s-au repredat mare parte dintre ei și îi spune Biblia, Samuel judeca pe copiii lui Israel la Mitzpa, dacă credeți că filistenii au stat cu minți? Dușmanii s-au enervat mai tare. Dușmanii tăi spirituale, când te pui pe Biblie, intră în spasme. Satan cu coortele lui demonice vor să-ți atace viața. Nu te mira dacă ți-ai pus cerere de botez că satana te urmărește. Nu te mira dacă ți-ai predat viața Domnului, dacă ai fost botezat sau botezată cu Duhul Sfânt, zeci și sute de persoane în biserica aceasta de-a lungul timpului, în 20 de ani. Nu te mira că satana vine să te atace. Filistenii s-au strâns de ce au aflat că fiul lui Israel se adunase la Mitzpa și domniteorii filistenilor, căpeteniile demonice, lăsați-mă să actualizez, s-au suit împotriva lui Israel. La vestea aceasta, copiii lui Israel s-au temut de filisteni și au zis lui Samuel, nu înceta să strigi pentru noi, către Domnul Dumnezeul nostru. Și asta e rugămintea mea pentru mijlocitorii bisericii, pentru frații care duc poveri, care sunt mai în vârstă. Nu încetați să vă rugați pentru Biserica Betania. De rugăciunile dumneavoastră depinde viitorul nostru, depinde viitorul bisericii și de mâna Marului Rege Iisus Hristos, ca să ne scape, au zis ei, în moment de panică, de mâna felistenilor. Samuel a luat un miel sugar și l-a adus în trei cardere de tot Domnului, a strigat către Domnul pentru Israel. Și ascultați ce zice cuvântul Domnului. Vreau să citiți cu voce tare. Și Domnul l-a ascultat. Aleluia! Pe când aducea Samuel arderea de tot filistenii, s-au apropiat că dușmanii nu sunt impresionați fapt, de faptul că noi ne predăm mai tare. Vor fi mai încrâncenați, mai mult ne vor ataca ca să bată pe Israel. Ascultați ce zice versetul 10. Domnul a tunat în ziua aceea cu mare vuiet împotriva filistenilor și a pus pe fugă. Au fost bătuți dinaintea lui Israel. Asta e promisiunea lui Dumnezeu. Privește cu încredere spre viitor, există o promisiune. Chiar dacă astăzi îți scurg lacrimi de bucurie, lacrimi ale faptului că Dumnezeu a fost cu tine. Promisiunea lui este că până când îți bate inima în piept, dacă rămâi de partea lui, va fi și el cu tine. Și nu vă doresc încă 20 de ani, ci oricât va fi să trăim pe pământ, când strigă gongul lui Dumnezeu, să nu cumva să lipsească careva la ultimul zbor.